țufnitură și m-am uitat. Am auzit zgomotul ăsta intens de gaz și asta și era un băiat, sperea, nu știu, n-am... Dar dumneavoastră aveți gaz acum? Poftim? Aveți gaz acum? Nu, dar noi nu. Ha, nu avem gaz, mergem pe butelie. Am auzit o bubuitură, mă mir că n-am murit, nu știu cum, ceva îngrozitor. Este prima dată când aveți un asemenea incident? A mai fost cu ani. A mai fost. Foarte. Poleiu, nu? De mult tare, prin 80-80 ceva, acolo la partea cealaltă. Aveți gaz acum? Nu, nu este gaz. O secundă. Raza orașului Târgu Neamț a avut loc un eveniment rutier soldat cu vătămarea corporală a unei persoane. Din primele verificări s-a stabilit faptul că o mașină care se deplasa din direcția Timișești-Târgu Neamț, într-o curbă a părăsit partea carosabilă și a acroșat o țeavă de gaz. Cauzele producerii accidentului ar fi neadaptarea vitezei la condițiile de drum. În cauză s-a întocmit dosar penal, urmând a se efectua cercetări cu privire la modul de producere a evenimentului rutier. În data de 16.01.2017, în jurul orei 23.37, detașamentul de pompieri Târgu Neamț a fost alertat despre producerea unui accident în localitatea Târgu Neamț pe șoseaua Ștefan cel Mare. Ne-am deplasat la locul intervenției cu o auto specială pentru descarcerare. În momentul ajungerii la locul intervenției, am constatat că șoferul se auto-evacuase și a fost preluat de serviciul de ambulanță înaintea sosirii noastre. Am asigurat măsurile PSI pentru că în urma accidentului s-a apariat o țeavă de gaz existând scurgeri. La eveniment s-au deplasat și cei de la EON Gaz care au întrerupt furnizarea gazului în zona respectivă.